Pentru mine, abandonul școlar înseamnă părăsirea școlii din diverse motive. Neplăcere, nesusținere din partea celor dragi, a te simți într-un loc străin și neplăcut, ce poate cauza distrugerea viitorului acelui copil care a abandonat școala, educația. Abandonul școlar constă în părăsirea școlii de către un elev din mai multe cauze. Un lucru ar fi susținerea părinților. Părinții nu te mai susțin să mergi la școală, nici emoțional, dar nici financiar. Un alt lucru ar fi copilul se simte ignorat și respins. Copilul este respins și poate duce la o depresie acestuia. Iar un al treilea lucru ar fi copilul nu se mai simte capabil să facă față școlii. Copilul se simte incapabil să lucreze exerciții și atunci se demoralizează părăsind pentru totdeauna școala. Eu, prin abandonul școlar, înțeleg că elevii nu sunt suficient de pregătiți pentru școală sau că părinții lor nu pot oferi un mediu bun pentru educare, pentru educarea copilor, deci nu-i mai lasă să studieze. Abandonul școlar înseamnă depărtare de socializare, lipsa de cunoaștere, pierderea unui post de lucru, stricarea unui viitor stabil sau unui simț care îndepărtează șansa unei familii. În concluzie, abandonul școlar aduce numai factori răi, depărtându-te de societate și făcându-ți un trai cât mai greu posibil. Abandonul școlar este cât mai cunoscut și începe să fie practicat cât mai des, mulți copii având lipsa de educație. Abandonul școlar poate fi cauzat de mulți factori. Atunci când un copil nu se mai simte motivat la școală, atunci când este jignit sau subestimat, când toți îl consideră incapabil, acesta poate decide să renunțe la oportunitatea de a învăța, acesta fiind școala. El decide că nu este pentru el și pleacă. Asta înseamnă abandonul școlar, abandonul cunoștințelor, abandonul unui viitor stabil.